Majoritatea dintre voi știți că consumul de apă caldă dimineața este foarte bun, deoarece curăță corpul din interior, spală toxinele din sistemul digestiv, îmbunătățește metabolismul și curăță pielea. Dar știați că dacă adăugați curcuma în apă, atunci beneficiile acestei proceduri se vor dubla uneori. Adăugarea acestui condiment puternic în apa caldă este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru beneficiile sănătății tale. Dacă vrei să afli cum poți prepara apă de curcuma, dar și ce boli poți trata cu această băutură minune, privește până la sfârșit acest video. Dacă nu ești abonat la canal, poți să o faci chiar acum, apăsând clopoțelul pentru a primi notificări când apare un video nou. Curcumaua este unul dintre cele mai sănătoase condimente, deoarece are proprietăți puternice antiinflamatorii, antioxidante și anti-îmbătrânire. Acest condiment fantastic poate fi de mare ajutor în tratarea multor afecțiuni. Componenta principală responsabilă pentru toate aceste beneficii este curcumina. Tradițiile noastre culinare nu ne permit să mâncăm suficient curcuma pentru a experimenta toate proprietățile sale curative. Prin urmare, va fi mai ușor să consumi curcumaua ca parte a unei băuturi sănătoase. Pentru prepararea apei de curcumină, aveți nevoie de o jumătate de linguriță praf de curcumină sau turmeric, cum mi se mai spune, o jumătate de lămâie, 250 ml de apă caldă, o linguriță de miere organică. Stoarce sucul de lămâie într-un pahar. Adaugă apa caldă, pudra de curcuma și mierea. Amestecă bine. Consumul acestei ape este foarte benefic pentru sănătatea ta și anume, ameliorează simptomele artritei. Curcumina este mai puternică decât diclofenacul, care este un medicament antiinflamator în tratamentul durerilor și umflăturilor articulare. Suspendă diabetul de tip 2. Un studiu de la Universitatea Auburn a arătat că suplimentele de curcuma pot fi de mare ajutor în normalizarea nivelului de zahăr în sânge. Combate inflamațiile. Numeroase boli sunt rezultatul inflamației cronice. Cu toate acestea, acest condiment are proprietăți antiinflamatorii puternice și combate inflamația chiar mai bine decât unele medicamente antiinflamatoare. Îmbunătățește digestia. Consumul regulat de curcuma îmbunătățește digestia, deoarece stimulează secreția de bilă. Alcalinizează corpul. Acest condiment este destul de alcalin, deci are un efect pozitiv asupra organismului. Și anume, mediul alcalin al corpului nu este potrivit pentru dezvoltarea cancerului, deoarece prosperă doar într-un mediu acid. Întărește sistemul cardiovascular. Curcumina, ingredientul activ din curcuma, previne formarea cheagurilor de sânge. Prelungește durata de viață și previne îmbătrânirea. Curcumina suprimă cu succes activitatea radicalilor liberi și previne inflamația, care sunt doi dintre cei mai importanți factori ai îmbătrânirii. Are proprietăți anticancer. Curcumina este un antioxidant incredibil de puternic, deci previne deteriorarea celulelor de la moleculele instabile. Protejează ficatul. Acest condiment este benefic și pentru un ficat sănătos. Previne ficatul de daune toxice și repară celulele hepatice deteriorate. Promovează un creier sănătos. Cercetările au arătat că există o legătură puternică între tulburările cognitive, cum ar fi demența și boala Alzheimer, și rata scăzută de creștere a unui anumit tip de hormon cunoscut sub numele de factor neurotrofic al creierului. Cu toate acestea, experții au descoperit de asemenea că curcumina are un efect benefic asupra nivelurilor acestui hormon, motiv pentru care poate afecta anumite boli ale creierului sau scăderea funcției creierului din cauza îmbătrânirii. Curcumaua este unul dintre cele mai versatile ingrediente naturale care poate fi utilizată pentru a trata o varietate de afecțiuni și pentru a promova sănătatea. Prin urmare, încercați să o consumați în mod regulat și corpul dumneavoastră va fi mai mult decât recunoscător. Dacă acest articol v-a fost util, apreciați-ne cu un like și scrieți în comentarii cât de des folosiți acest condiment și unde îl adăugați.